Ar fi trebuit în mod normal să avem un calendar estimativ cu deschiderea fiecarei măsuri și cu bugetul alocat pentru fiecare măsură, dar deocamdată nu avem nicio informație. Așa cum spunea și colegul de mai devreme, undeva în iulie. Cred că după ce se va termina perioada de depunere a cererilor la APIA, care se termină undeva la sfârșitul lunii mai. A apărut ghidul sau va apare? Va apărea, dar nu se știe exact când. Deocamdată încă nu s-a trimis nici la Uniunea Europeană fișele modificate, încă se negociază cu țara care conduce președinția acum și până în mai au termen. După aia o să vină fișele modificate, se fac ghidurile consultative, stau 30 de zile și după aia se lansează măsura. Deci cel mai devreme în luna 7,